Thank you.
slăvit înaintea Tatălui vostru din cer. Așadar, când dai de pomană, nu trebuie să înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie rodați de oameni. De văd, vă spun, și-au primit răsnată. Însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru că pomană ta să fie ascuns și Tatăl tău care vede ascuns te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la porturile străților, să se arate oamenilor. De vă spun și au primit răsplata. Tu însă, când te rog, spune tainea ta și închizând ușa, roagă-te Tatăl tău care este ascuns și Tatăl tău care vede ascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triști pe ipocriții, că cei își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Dă vă răspund și-au primit răsnata. Dar tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să nu te arăți oamenilor că postești. Și Tatăl tău care este ascuns. Și Tatăl tău care vede ascuns, te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Și
ținut în cer pentru că nu vor. Sunt preocupați de multe alte lucruri mai importante, poate să, pentru ei, decât începutul nostru primar. Dar noi care suntem aici în biserică astăzi, putem să începem acest timp al postului mare, gândind și dorind să fie diferit, să fie special, să fie mai intens, să fie mai bine gândit, să vă rog. Și cum putem să facem acest lucru? Evanghelia pe care am ascultat-o și care este propusă în membra și vine cu cele trei clasice atitudini răspândite mai în toate credințele, și anume postul, rugăciunea și moma. Deci, la Sfântul Luca e un pic inversat. Pentru Sfântul Luca, cel care ne-a transmis această evanghelie ca milostivirii, așa o numesc specialiștii, Luca începe această înșelire nu cu postul, nici cu rugăciunea, ci cu pomana. Și de fiecare dată când pomenește de aceste trei atitudini concrete de slujire a lui Dumnezeu și a aproapelui și a noastră, pentru că rugăciunea este relația cu Dumnezeu, postul este relația cu noi înșine, iar pomana este relația cu ceilalți. Repet, când începe, de fiecare dată, Domnul când vorbește de cele trei lucruri, de fiecare dată spune dacă postești, dacă te rogi, dacă faci comandă, să nu fii ca ipocriții, ca fățarnicii sau ca prefăcuți. Sunt sinonime, sigur, la diferite niveluri aceste adjective pe care am folosit. Și înseamnă a nu fi ca ipocriții. Răspunsul mare ne invită, în primul și în primul rând, să facem sau să descoperim adevărul la ceea ce suntem noi, cu adevărat, tratați în locul de timp. Mai multe decât alte timpuri, în timpul anului, mai multe decât alte momente, ne pune postul mare la sită, zice, și ne invită Dumnezeu, intermediul Mântuilor, să descoperim nivelul de ipocrisie, de fățărnicie care, din cauza strădiciunii noastre, din cauza diavolului care ne stă degeaba, din cauza celorlalți, ușor, ușor se așează peste viața noastră de credință. Și suntem provocați, invitați, nu obligați, să descoperim acest nivel de fățărnicie care poate să fie mai mic sau poate să fie mai mare. Vreți un exemplu al faptului că există tot un nivel de fățărnicie. Gândiți-vă cât de greu ne spovedim. Gândiți-vă cât de greu se merge la stoală. Gândiți-vă ce dificultăți simțim când e vorba de rugăciune. Nu mai spun de participarea la adunarea de rugăciune sau la biserică. Motive pe care le aducem sunt motive clare de fățărnicie, de ipocrizie. Toți. Toți și fiecare parte. Suntem invitați, repet, în timpul postului mare, să demascăm acest nivel de ipocrizie, fiecare în fața lui Dumnezeu, care vede nascuns. Care vede nascuns. Eu invitați, vom imediat în după predică, vom face rituale cu cerușii și vom auzi spunându-i se convertește-te și crede-te în Evanghelie. Sfântul Paul spunea în lectura a doua pe care am auzit-o astăzi următoarele lucruri. La momentul potrivit te-am ascultat și în ziua potrivit te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit, acum este ziua potrivit. Acum este momentul potrivit fiind membru al și să începe un drum de purificare, un drum de îndrătunare a fățărniciei, ipocrisiei, a prefăcătoriei în relația noastră cu Dumnezeu. Repet, fiecare cu curaj, cu sinceritate și cu deschidere în fața lui Dumnezeu, ținând cont că Dumnezeu vede ce este ascuns. Se mai poate intra o ispită ușoară de tipul dacă am vrut, putem să zică lucrurile astea.
la locul lucruri oarecum diferite de alte dăți. Am spus așa dimineața cei care au fost. Aveți făcut postul din mare, tocmai pentru a demasca această hipocrizie din viața noastră, aveți să faci un două lucruri, fiecare în parte și fiecare în atâmpul sufletului, bine știind că Dumnezeu vede ce a fost. Vă invit ca în parcursul zilelor din postul mare să găsiți un moment, dar nu la întâmplare, nu dezordonat, ci un moment pe care să fie fixat fiecare din timpul zilei, când să faceți un pic de tăcere și în jur, și mai ales să vă cu inimii. Să vezi ce greu e. Să stai să te gândești ce e cu mine, unde sunt, cât sunt de fățate, cât sunt de imocrit, ce păcate ascunse sunt. Dar nu că azi fac la 7 dimineața, vin la 12, voi vin la 9 și iar. Nu pentru că așa se uită. Trebuie fixat un moment. Eu la 12 sau eu când mă trezesc, sau după ce am eu cu cafeaua la cineva, sau cafeaua sau sper să fie altceva, fac acele 2-3-5 minute de tăcere. Sau când mergeți la servici, sau când mergeți la școală copii, trebuie să dați cu căștile în urechi, sau cu telefonul, când la maxim, un moment de tăcere. Ce fac? Ce-i cu mine? Unde merg? Vreau să fac un postul mare ceva. E un exercițiu și de voință. Prima dată și pentru noi, pe orice stați, ne știți cum suntem privați de tâlcoarele diavolului. Zic, e și un exercițiu de voință, dar este un exercițiu de introspecție, de descoperire a ceea ce suntem noi în profunzimea noastră, pe care Dumnezeu o vede de altfel a tăcea și a tăcea în sensul bună, terminului, nu e altceva decât a încerca să ascultăm în adâncul inimii noastre ceea ce Dumnezeu ne spune. Și cu siguranță ne spune că o pregătește de ce trebuie Evanghelie, cu pe care vom auzi în dată, când vom primi ce nici a plecat. Și în urmă de lucru, atitudine de vedea asta dată un pic mai concretă, se referă la pic ceea ce spunea și Sfântul Părinte, zilele trecute și mesajul pe care l-a transmis și deja am vorbit și eu mă refer la redescoperirea valorii și a profunzii omenii sau la de a face oameni. Suntem într-un lume care tinde să acumuleze și ne ajută de valori de puține ori. Vă invit să căutați să faceți oameni. Cui știți voi? Cui vreți voi? Cum apar în ochii lui Dumnezeu.
Și vedeți, faceți exercițiul acesta vieții, să vedeți cum se descoperă care ar trebui decupate din viața noastră. Când privește relația cu noi, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Repet, aceste momente de tăcere, în fiecare zi, alegeți voi un moment sigur de acțiune pentru o zi pe care eu am făcut când ați spus la scurare și n-am avut momentul de tăcere. Știe Dumnezeu mai bine. Și, în al doilea rând, pomană. De dragul lui Dumnezeu. Nu pentru că zic eu și nu pentru că am zis de cutia aceea. De dragul lui Dumnezeu. Că tot ne ridica atât lumea noastră față de lucruri materiale și solidaritatea față de ceilalți, de dragul lui Dumnezeu. Să începem așadar acest timp sfânt al postului din mare, cu dorința de a-l face să fie sfânt, sacru și de ce nu, fie prin participarea la Calea Crucii sau liturghiei, din săptămâni și din săptămâni pentru cine poate, fie prin aceste lucruri pe care le-am sugerat, cu adevărat, timpul postului mare să fie plin de prezența lui Dumnezeu și este ceea ce vă doresc, un post cu Dumnezeu. Thank you.
puterea de greșit Dumnezeu. O ai voie ca prin pocăință să ne exprimăm necunoștința față de tine, deoarece pocăința ne ajută să ne împotrivim ispitelor mântuirii și împărțim hrana noastră cu cei lipsiți, să urmăm și noi exemplul dărniciei tale. De aceea, cu mulțime de îngeri că lăudăm, zicând într-un singur glas. Poate cinstea ta și mărinte
în speranță de viață și de ea în viitorul nostru cu Iisus Hristos. Yeah.
să vedă Dumnezeu din față și să ia. Domnul să fie cu voi. Să celor care fac cuvință prin Hristos, Domnul nostru.